aici, salut, fere, salutare tuturor, Liza, la fel, Bianca și Angie și nu numai, toți colegii. Suntem la capitolul Străzile Capitalei, pe care vrem să-l facem în fiecare vineri, să găsim tot felul de povești și din această piațetă, având în spatele meu Palatul Suter, începe strada Xenofon. Este o stradă care este practic numai în trepte și suntem pe înălțimea maximă a capitalei, aici pe locul unde stau eu, pe dealul Filaretului, înălțimea maximă naturală a capitalei. Palatul Suter, pe care vi-l arată Viorel acum, a fost până la Revoluția din 1989 sediul Icral. Înainte a fost sediul KGB-ului din România, sediu al Partidului Comunist Român și a fost construit de Alfred Suter, un arhitect german prieten cu regele Carol I, la 1902-1904, ulterior fiind cumpărat de un bogat om de afaceri pentru amanta lui, după care a fost naționalizat de comuniști. Așadar, intrăm pe strada Xenofon, scriitor, soldat, filosof grec, a trăit până cam cu 2500 de ani, aproape 2500 de ani înaintea mea și a fost primul fraților care, primul personaj public de la acea vreme, de pe vremea când, Gabi, nu exista Instagram, nu exista Facebook, care a postulat ideea că femeia Angie, Bianca, respectiv Liza, este egală cu bărbatul, dar este egală în drepturi, însă trebuie să fie egală și în obligații, zicea Xenofon. A scris și ceva tratate de economie. Sunt 70 de astfel de trepte pe această stradă, care se și curbează, are două curbe, plecând de sus în jos. Prima este la stânga, este pitoresc ceea ce vedem aici, sunt case boierești, case renovate, nu putem circula cu mașina pe ea, nici măcar cu bicicleta cred că nu se poate circula și îl chinui un pic pe Viorel Popescu, care este un cameraman de geniu, aș putea să spun, îmi suportă multe de când ne cunoaștem. 70 de trepte, la un moment dat pictate fiecare până în urmă cu ceva timp, însă evident că viața, vremea, timpurile și neglijența își spun cât de cât cuvântul. Însă strada își păstrează pitorescul ei. Diferența de nivel cred că este cam de undeva cam la 20 de metri, poate să zic ochiometric, poate și mai puțin. Au mai rămas însă și pereții de pe mâna stângă, prieteni, care sunt mâzgăliți de cei care se ocupă cu așa ceva și sluțesc de fapt orașul. Mai avem un pic de coborât, sunt și aceste pasaje pe care le putem vedea și ieșim practic în parcul Carol de aici. Este la o aruncătură de băți, încerc să îmi fac loc ca să vedeți și circulația din parcul Carol. Aici strada Xenofon, dealul Filaretului, autogara Filaret în dreapta mea pe această cale de tramvai. Este și semnalizată cum trebuie undeva în spate, pentru că ar putea trece neobservat. Ai senzația că intri cumva într-o curte. Iată cum se văd treptele așa cumva panoramic. Merită însă pentru cei care vor să cunoască Bucureștiul nostru altfel de cum, care e un oraș minunat, pas alergător înapoi. Altfel de cum apare. Te rog. Da, e bună ideea, nu cred că se poate însă ține Viorel după mine, dar hai să o luăm și la pas alergător amândoi. Hai să vedem cât da, faci până încercăm sus. Așa, 70 de trepte, sunt calupuri de câte 5-6, încercăm, puțină răbdare să mai aveți, o facem în câteva momente. Scările sunt unele dintre ele scorojite de vremuri și voi dispărea la final după această curbă. Vă doresc numai bine. Acolo deja gâfâi. Hai România! Hai România! Dorin, mulțumesc!